mai să mă nebunea tău, o să prindem un Asta ne-a rămas, încrederea și speranța. Salutare, oameni buni! Bine ați revenit pe canalul de YouTube Altacul. Mă bucur să vă revăd pe toți de pe malul apei. Suntem pe Mărețul Lac Cetariu, alături de o echipă de excepție. Hai să încep așa, de la stânga la dreapta. În stânga mea, Cristian Ciumpe, un veteran al lacului. Vestitul Claudiu Popa, nu? Vorbeam aseară un pic despre faptul că ești destul de cunoscut, Claudiu, în media. Și Cătălin Davidescu, pe care o să-l cunoaștem un pic mai târziu, mai de aproape în acest video. Băieți, mulțumesc mult de tot pentru oportunitatea asta. Asta e prima pe care vreau să o... Băi, știi, când s-a eliberat locul, ai fost prima persoană la care m-am gândit, mai ales că tu aici ți-ai bătut recordul, ai și recordul personal. Exact. Cât era până la urmă? 20-950. Mamă. Îl depășim acum. Neapărat. Îl depășim acum, da. Suntem într-o perioadă dificilă de pescuit aici. Cristi ne poate spune mai multe. Da, din păcate, după cum și observăm, nivelul lacului este sub nivel, este destul de scăzut. Plus, temperaturile variază foarte mult de la zi, noapte. Noaptea am prins temperaturi de până la minus 3, minus 4 grade. Așa frig a fost azi noapte? Da. A înghețat apa. A înghețat tot. Și plus, vântul puternic. Ieri abia am reușit să ne desfășurăm, să ne aruncăm lansetele la apă, rafale de vânt. Abia azi am reușit să ne poziționăm lansetele. Bate soarele pe noi asta. Azi e bine. Da. Cătă... Trei vorbe pentru cei care ne privesc. Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație în emisiunea ta. Este emisiune pe care întregul Mapa Mondo știe. Sunt pentru a doua oară pe lac. Evident, eu în calitate de amator tind să devin cel mai profesionist amator. Toți amatorii de pe baltă. Nu fac parte din liga voastră. Sunt de asemenea pentru a-mi bate recordul, evident. Asta este dorința mea. Mă bucur să fac parte din gașca voastră, din crew-ul vostru. Am multe de învățat. Sper și voi de la mine, măcar din... O să facem mai târziu așa un interviu cu Cătă, pentru care povești frumoase. Atunci să fiți pregătiți. Îi dăm înainte, mulțumesc foarte mult. Apropo de acest îi dăm înainte, va trebui să rămâneți până la sfârșitul episodului. Vom vorbi îndeaproape cu toți cei implicați despre abordare, strategie. Trebuie făcute adaptări pentru că, așa cum ați auzit de la Cristi, nivelul este scăzut și temperaturile variază mult. Asta înseamnă că trebuie un pic să-l gâdilăm, nu, Claudiu? Să-l căutăm. Da, așa că rămâneți până la sfârșit. Sper să avem o partidă bună. Iar dacă nu va fi bună, va fi voia bună. Asta mi-ați promis. Siguranță. Exact. Rămâneți până la sfârșit. Pace cartierului. Oameni buni, vom sta puțin de vorbă cu Cristian Ciumpe. Vreau să-l cunoașteți mai bine. În episodul trecut, nu cred că a fost deloc focusul pe tine. Ai prezentat un bag și cam atât. Cam mai a fost. Dar chiar merită să-l cunoașteți pe Cristi. Și e un veteran al lacurilor Cetariu și lacul Ianis, în primul rând. Ai mai pescuit, evident, și în alte părți. Cam astea două ar fi, să zic, lacurile pe care le frecventez cel mai mult. Fiind și în zona, da, în zona mea, mult mai aproape, mult mai accesibile.
Hai să spunem oamenilor 3 lucruri, 4 lucruri, 5 lucruri despre tine pe scurt, așa. Ești cam mezinul grupului. Așa. 33 de ani. 33 de ani. Dar pescuiești la greu, față de mulți alții chiar ești. Ești destul de des. Hai să zic că mai ales acum în ultimii 3-4 ani, când am început practic să ies mult mai mult. Da. Cam ăștia ar fi anii când am început să frecventez, să am partide mai mult, mai lungi, să mă axez mai mult pe pescuitul la crab. Da. Lacurile care le frecventez, după cum ai spus și tu, ar fi Ianis, Cetariu. Înainte mergeam mult pe Ungaria, dar acum, cum era perioada cu pandemia și ultimii 2 ani a cam restricționat, să zic așa. Record, da. Recordul este pe Ianis, 27,2. Ua, felicitări! Da, capturat anul trecut prin toamnă, da, un pește superb. M-am bucurat extrem de mult pentru acel pește. Iar pe lacul Citariu, momentan încă n-am reușit, am un 25, mi se pare. E deja foarte bine. Tot de 2 ani. De 2 ani stau pe acest record. Și din ce am văzut, ești un pescar foarte dedicat stilului cu pungi solide, pungi PVA. Da. Îți place foarte mult place acest stil. Îmi foarte mult stil, mai ales... să zic așa, la început de sezon îl folosesc foarte, foarte des, pentru că am și un, până la urmă ne uităm la rezultate. Am avut rezultate foarte bune, pești, să zic, am prins destul de bine și mari și... Corect, normal. Până și, la urmă... Și, de, și calitate și cantitate. Exact. Și de aceea am continuat să le folosesc. Pentru mine, dacă funcționează ceva, mi-este greu un pic să schimb, dar... Da. Nu pot să zic tot sezonul că folosesc același tip de, să zic, pe pungi solubile. Mai intră și pe bile, din mai intră pe boile, să fim profesioniști, da. Cristi. Mai ales în prin sezon, când avem partide lungi și ne permite timpul, clar îmi place să fac un pescuit, să zic, pe boile, curat pe boile. Da. Puteți să-i cereți sfaturi despre aceste două lacuri în mod special, dacă absolut. Ajungeți pe ele. Cristian Ciumpel, găsiți pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Pe Facebook am văzut că deja ai 4.997 de prieteni, la mai 5.000, ai 3 locuri. 5.000, da, chiar, se pune pauză. Chiar din păcate nu mai pot, am multe cereri de prietenie zilnic și nu mai pot, nu mai efectiv pot să dai accept. Dau, da, din da. Păcate. Ca... Dar îi puteți scrie, asta absolut, nu vă oprește, absolut. Este consultant Claumar pentru orice, zona asta de țară. Orice întrebare legat de lac, rezervare, de stand, că cam astea ar fi întrebările, majoritatea încep, care mai ales care n-au mai venit în partea asta pe zona respect pe Cetariu sau pe Ianis, da, da. Se interesează mai mult standurile și abordarea partidei, să zic așa. Apropo de abordarea partidei, noi stăm acum pe o bucată de pământ unde era apă anul trecut, anul da? Trecut era... Tot pragul de aici era până sus apa, noi vă dați seama cât de scăzut este, peste un metru a scăzut lacul. Da. Nu este un lac cu pe cursul vreunui râu, este un lac care se bazează foarte mult pe precipitații, precipitații pe... exact. Da, și nu știu dacă are izvoare, nu cred că are izvoare, nici măcar izvor. Nu, deci izvor, practic tot ce se cumulează de la precipitații, ce se varsă, se... Da, și cum n-a nins, n-a plouat, iată cât de scăzut este lacul. Ansecetos și cam ăsta e rezultatul, să zic. Da. În spatele meu sunt lansetele lui Cristi. Pescuim, suntem 4 persoane, pescuim cu 8 lansete pe un singur stand. Asta înseamnă 2 lansete de căciulă. Ne-am distanțat un pic așa. Cristi a înădit cu racheta scurt de tot cum a început partida. La ce distanță fiind lacul atât de scăzut și scurt de tot cum a început partida? Da, lacul fiind așa scăzut, am mers pe o distanță undeva la 85 până 90 de metri. Cam dacă ne uităm, eu zic că este o distanță ok și față de vecini. Trebuie să ne orientăm tot timpul și față de vecini să nu-i deranjăm. Pentru că fiind lacul scăzut, mai ales pe capătul lacului, categoric nu o să ne punem să dăm peste vecinul de vis-a-vis. Corect, se pescuiește de pe ambele lacuri. Trebuie să avem un pic grijă de aspectul ăsta. Deci 85-90 de metri, clar am început cu pungile solubile, o nădire ușoară. Ai și reușit aseară un pește da, frumos? Da, am reușit undeva... pe la un 1,5 ceva de genul, un crab de 9 kg, după unul mai micuț, care așa și cam atât. Am reușit să nădesc, ieri ai văzut cum a fost și vântul și nu am putut face mai nimic, rafalele ne-au dărâmat. Azi am reușit să dau niște spomburi, nu mult, prima dată vreau să văd cum reacționează peștele, practic dacă o să prind, o să-l răsplătesc cum ar veni.
treptat o să crești și cantitatea de nadă, dar aștept, încă așteptăm. Avem cei doi pești și, bine, de la începutul partidei. Exact. Și deci țineți cont că suntem cumva într-o zonă, nu neapărat de munte, dar o zonă care ține rece. Ce, da, suntem da, cumva la da, deal spre munte, așa, exact, e destul de ciudată zona. Și pădurea, pe partea asta cu pădurea, tot timpul a fost o diferență de temperatură, așa să zic, față de celălalt da, mal, da, da, 4-5 da. grade. Deci noi, practic, chiar dacă suntem la jumătatea lunii aprilie, cred că facem un pescuit care în jurul Bucureștiului se făcea pe la jumătatea lunii martie. Cam așa e diferența de temperatură, vă zic. Sau chiar la început de martie, pentru că a înghețat azi noapte. Exact, da, chiar da, vorbeam da, cu da. Claudiu și ziceam, anul trecut în martie, parcă aveam temperaturi mult mai permisive, mult mai ridicate față de acum. În da, un an, un an aparte. Da. Cristi, îți mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc, Cătălie, și... pentru, îți mulțumesc pentru prezența, că ai reușit să vii. Mă bucur, da, și eu enorm, mă bucur să fiu alături de tine. Sper să ne doborâm recordurile. Visăm până în ultima clipă, e clar. Exact. Când suntem aici, avem șanse... Putem să, putem să o facem. Gata, Cristi, hai să ne punem pe treabă. Dacă mai facem vreo schimbare, vă anunțăm. Sigur. Dragii mei, eu aici am nimerit. Pe aceste hârtoape m-au lăsat băieții. Și ce să vă povestesc, până acum a picat pe mine să merg la magazin să cumpărăm ce ne trebuie. În timp ce am fost plecat, Claudiu a reușit să scoată un frumos scrap de aproximativ 15 kg pe care evident nu l-a filmat nimeni. Râd pentru că băieții au încercat să filmeze, dar doar au pornit camera, n-au mai apăsat și record. Cam asta s-a întâmplat. Și avem fix 2 secunde de filmare la sfârșit cu peștele pe saltea. O să le pun acum în timp ce vă povestesc eu ca să le vedeți. Trebuie să schimb și lansetele, m-am întors, am canternat partea de filmare pe care mi-am propus-o pe ziua de azi. Și trebuie să stau și eu puțin de pescuit, așa aici în colțul meu cu cele două lansete. Am început cu boilers, pentru că este simplu, este curat și este rapid, cu toate că balta nu se pretează în acest anotimp, în acest moment, la pescuitul clasic, la boilers, la onădire cu cobra. Trebuie onădire cu racheta, semnalul, atunci când pică racheta în apă aici, este recepționat ca un semnal de hrană. Boilers-uri fărâmate, pelete, particule, umectate, așa cum vă spuneam când am vorbit cu Cristian Ciumpe, aici se face în acest moment, la jumătatea lui aprilie, un pescuit ca de martie, adică foarte aromat, umectate particulele cu diverse aditivi. Eu o să mă apuc și eu acum de onădire cu racheta. O să adaug probabil CSL-ul peste boilers-urile Baltacu, o să combin cu noua gamă de boilers-uri Fishmeal, care se testează deja de ceva timp. Claudiu le are la el. O să vorbesc mai târziu cu el despre asta. Vreau să ne zic așa câteva cuvinte, cum și de ce. Și o să amestec așadar Fishmeal cu Barefoot. O să rămân la cârlig pe niște boilers-uri, dar un pic așa ciupită la cu foarfeca. Și tot ce o să fac va fi să scot lanseta acum, o măsor pe picheț și la fel și cu spodul, ca să dau exact unde trebuie câteva grămăjoare de mâncare. Asta îmi spunea mai devreme Claudiu, că aici peștele este obișnuit să mănânce pe grămăjoară. Nu, cum să spun, așa cum pică boilers-urile din cobră, rarefiat. Deci nu pat de nadă extins și rarefiat. Mă conformez, încerc să scot pe și eu un pește. E o provocare și pentru mine, chiar dacă, așa cum știți, în fiecare video stau mai mult, stau mai puțin de pescuit.
pentru că trebuie să iasă și film. Ați văzut, am fost plecat, s-a ratat deja un pește, așa că trebuie să o facem și pe asta. Scot și cealaltă lansetă, văd ce se întâmplă la cârlig și revenim. Oameni buni, seara 2, discoteca este în toi. Ia uitați-vă ce... Costine! Da, ceva fantastic numai pe lacul Cetariu. Uitați aici atmosferă de club de Mamaia. Ne simțim ca pe plajă. Totul este magnific, splendid. Dacă vreți să intri, e cu intrare. E cu intrare, a? Acum. E o dimineață. Hai unul să te mai joci cu camera. E pe drop. Ciortan. S-ar putea să fie vreo plătică ceva. S-a dus mult stânga, da? Da. 17 minute 45 mi arată camera. O platică la vreo 2,5 kg, care a plecat perfect lateral. Swing-ul a picat pe drop, n-am auzit decât spre sfârșit, probabil. Și l-am agățat cu două lansete la ora asta a nopții. Și până acum am descurcat lansete. Fantastic! Vă dați seama ce părere a avut vecinul. Ne-am trezit și în această dimineață, poate un pic pe gânduri, așa. Băieții bagă de zor la beguri. Vorbeam cu Claudiu, 4 crap pe toată balta, dintre care 2 la noi, nu? 3 la noi, cam asta e palmaresul, să vă dați seama cum merge. Și stăm un pic pe gânduri dacă să schimbăm ceva și ce. Prima schimbare pe care o voi face va fi ca cele două lansete să le inversez între ele. Patul l-am central pe mijlocul standului, între cele două lansete, practic, și pescuiesc lateral și peste pat. Și cu lanseta din dreapta pescuiam un pic peste pat, cam 3-4 metri peste pat, lanseta din stânga mult mai sus în căutare. Acum le voi inversa între ele, deci practic voi fi cu lanseta de pe pat în stânga patului un pic peste și cu lanseta din dreapta voi fi în căutare pe zona din dreapta. Încercăm și varianta asta, n-avem ce să pierdem. Iată că a venit și în rândul lui Claudiu, în sensul în care nu este prezent când peștele trage la lansetele lui. Doar eu cu Cristi suntem la tabără și am avut un drop run. Așa că face Cristi drill-ul. Eu sunt la mincioc, cu o mână țin camera, cu o mână încerc să îl iau. Dacă ți-l adul direct. Adul direct. Unde e? Gata. Ohoho, ohoho. Da, bravo, hai că nu e rău deloc. E de poză. E de poză, clar. E de poză, clar. Claudiu, ne pare rău că nu ești aici. Ce ne bucurăm că nu ești aici. Ce bine că a plecat. În sfârșit avem și noi un pește pe cameră, doamne, mâncați-o, doamne. Vă dați seama ce am ajuns să ne bucurăm de... Da, am ajuns să ne bucurăm de pește altora, Cristi, rușine să ne fie. Dar... Mâncă la tata pe el, ce frumusețe. Uite aici. Evident că wafterul Claumar, noua gamă, iată exact ce spunea Claudiu mai devreme, că funcționează. Uitați acolo, cârligul Corda Clor. Rigu, German Rigu? Foarte bine, German Rigu, da? Care a înțepat perfect și... Da. Uitați ce frumusețe aici. Cât e de lung. Te rog. Mă voi duce. Vei avea onoarea, Cristi, să faci o paradă a modei cu acest pește. Voi aduce DSLR-ul și facem niște cadre frumoase. Thank you.
Live-ul pe care l-am făcut ieri a fost un interes ridicat despre montura cu care pescuiesc și de-aia am zis să vă și arăt. Eram un fan al monturilor Pelletcor, dar în ultimul timp m-am schimbat puțin, făcându-mi monturile mai nou pe fluorocarbon, un segment de fluorocarbon gros de 0,70, pentru că, din punctul meu de vedere, mai ales în această perioadă când apa este mult mai clară decât în sezonul cald, mă ajută mult mai mult fiind 100% invizibil pe substrat și mie îmi dă un confort psihic și nu numai. Se pare că a și dat rezultate, având și cele mai multe prezentări din stand, dintre toți colegii. Folosesc un segment de 1 metru de fluorocarbon gros, după cum vă spuneam, un 0,70. Iar pentru aceasta ne trebuie niște crimpsuri de 1,4 mm. Pentru că 0,70 ori 2, 1,4 ca să se mufeze perfect. Înainte de toate, crimpsul fiind rotund, trebuie să îl ovalizăm puțin ca să putem băga firul în două. Este foarte ușor de realizat. După cum vedeți, se introduce foarte ușor. Se pune firul în două, plus că are și o rezistență mult mai mare la abraziune. Dacă întâlnim substrat cu scoici, cu agățături, fluorocarbonul rezistă mult mai bine decât LED-corul în astfel de situații. Avem nevoie de un clește desertizat. Folosesc cleștele de la Savage Gear, dar orice clește este bun. Să fim siguri că nimerim pe mijloc și strângem puternic cleștele. De aici nu mai are cum să mai plece. Este foarte simplu de realizat, foarte, foarte eficient. V-am spus, în ultimul timp am devenit un fan al acestor monturi pentru că am văzut că există diferențe considerabile în momentul în care avem de-a face cu crab suspicioși sau un lac cu o densitate mică de pește. Ne măsurăm un metru. Iar la celălalt capăt voi pune un vârtej pentru că folosesc o montură inline. Trebuie să repetăm aceeași chestie, să ovalizăm puțin crimpsul pentru a introduce ușor fluorocarbonul. În acest capăt îl fac mai scurt, mai aproape de vârtej. După care sertizăm cleștele de sertizat. Înlăturăm surplusul, după care tragem plumbul pe linia principală și, după cum am spus, foarte simplu de realizat și foarte eficient. Luăm un alt fir pe care îl introducem pe interiorul plumbului și aici îl legăm de capătul fără vârtej. Îi facem un nod simplu pentru a-l putea trage cu ușurință pe interiorul tijei.
și aici blocăm vârtejul. Pentru această partidă am ales să folosesc noile cârlige de la producătorul Corda, numite Clor. O formă unică, nu am mai întâlnit la niciun alt producător această formă. Îmi place foarte mult, este o formă foarte agresivă. Este practic un curve shank, dar cu o tijă foarte alungită, ceea ce ne dă o agresivitate sporită și nu mai avem nevoie de alte accesorii, cum ar fi liner, liner, tub, termo, le putem folosi direct. Cu aceste cârlige voi folosi montura German Rig. Voi lega cu un fir moale, pentru că folosesc la pescuitul cu pungi pe VA și trebuie să am o prezentare cât mai flexibilă, cât mai moale, fiind toată montura fiind băgată în punga pe VA, nu există riscul de a se încurca. Este la fel foarte, foarte simplu de executat montura German Rig. Și este foarte eficientă. După ce am legat cârligul, îmi stabilesc și lungimea, o lungime de 10 cm aproximativ. Firul cu care îl leg, v-am spus, este un fir moale, este un fir de 20 de libre. Ciclop de la Claumar. Un fir legat, împletit din mai multe, împletit din două tipuri de fire din EMA, un fir cu o rezistență sporită, dar cu o textură moale, după cum se vede. După ce am legat cârligul, avem nevoie de un cui pentru pop-up, pe care îl introducem direct pe cârlig, după care un rig stop din acesta de silicon, care se introduce direct pe cârlig ca să oprească cuiul de pop-up să nu iasă de pe tija cârligului. La aceasta adaug pe cui un wafter de o lungime de 12 mm și o grosime de 10 mm care se echilibrează perfect cu această montură. Practic se ridică doar momeala, nu ridică cârligul și avem o prezentare perfectă pe substrat. Putem să schimbăm mereu culoarea, aroma cu mare ușurință. Asta e un avantaj foarte mare, că ne putem juca cu momele de cârlig. Deci, practic, prezentarea noastră va fi așa. Cârligul va sta pe substrat, iar momeala va sta ridicată. Se atașează de plumb și toate acestea în punga PVA. Voi filmați, voi filmați, ocupați-vă. Nu vă spărați pe noi, dar noi avem treabă aici. Noi avem treabă, noi cu treaba noastră. Ia uite, mă, Clau, ce ne fac ăștia, mă. Ce-ați făcut, mă, aici, mă? Bă, ce-ați făcut, mă, aici, mă? Ia uite, hai de mine. Vai. Păi e frumos, mă, băieți, nu? Ca să vezi cu mâini. German Rig, German Rig, nu? German Rig? German Rig la voi acolo. German Frig e, spun eu, de când stăm aici la filmat. Ah, prazul ăla mi-a lăsat apă în gură. Păcat că Claudiu astăzi nu mănâncă.
Mountain. Yeah! Japonia. Oho, oho, a plecat frumos. Așa cum v-am promis, ne vom cunoaște mai bine și cu Cătălin Davidescu, membru al echipei. Salut, Cătă! Salut, salut tuturor din nou! De ce lângă grătar? Pentru că este primul proprietar de grătar, Ridge Monkey, pe care l-am cunoscut. Văd produsul în acțiune și așa cum v-am obișnuit, va trebui să facem un review. Indiferent de preț, sunt produse pe care nu le prindem foarte rar, efectiv, pe felie, pe teren, că te sigur știi? Că da, sigur că și, da. Și la oricâte filmulețe de marketing, de prezentare te uiți pe YouTube, nu sunt ca alea de la fața locului. Da, de la fața locului și un om care l-a folosit deja de asta câteva este ori. Foarte clar. Asta da. Este foarte clar. Vom vorbi un pic înainte să vorbim de grătar și vreau să rămână oamenii până la sfârșit. Hai să le spunem în trei cuvinte cine ești tu. În primul rând ești un mare, mare și te felicit pentru asta, organizator de evenimente, ești primul om din domeniu pe care îl cunosc și e o onoare mulțumesc pentru mult. Mine. Mulțumesc mult! Zi-ne trei cuvinte despre tine. Ce e Dark Side-ul de pe spatele tău? Dark Side este compania mea. Da. Mă ocup de evenimente. Fac asta de foarte mult timp. 20 ceva de ani, mai zis. De 20 ceva de ani. Da, e fantastic. Sunt bucuros că lucrez în acest domeniu. Este un domeniu ca orice alt domeniu, cu plusuri, cu minusuri, cu boemități, cu dezamăgiri, cu ca orice alt domeniu. Da. Dar da. Dacă m-ați spune să aleg să fac altceva, nu știu ce aș putea face altceva. E dragoste for life. Da. Să știți că orice apare în discuție, Cătă are o poveste despre muzică legat de discuția aia. Legată fie că muzică, e festival, fie că e concert, a cunoscut toți artiștii. Mi se pare fantastic, mi se pare fascinant, vă jur. Nu știu, Prodigy, nu mai zic de trupele românești. Tot ce este internațional și de succes, tu ai avut norocul sau... Am avut norocul să lucrez cu foarte mulți, să fiu cu ei pe scenă, sigur că da. Da. Este muzica fiind una dintre cele mai mari pasiunile mele. Desigur, pe lângă cea pescuitului. Da, altfel nu eram aici. Acum trecem la grătar, dar vreau să mai zic un lucru. Deci darkside.ro, viniluri. Darkside.ro, nu. Nu mai sunt viniluri pentru că nu mai există. Am avut și un magazin. Avem în momentul ăsta, mai avem doar un shop, un tattoo shop. Destul de respectat, aș spune eu. Da, nu mă pot lăuda singur. Și evident, firma de producție... Bun. De eveniment. Bun. Trecem la mâncarea noastră. Trecem la mâncarea noastră. Asta evident... este Cătălin Davidescu, un pătimit da. De pescuit, dar cu asta da. Se ocupă zi de zi. Orice, bun. Orice pescar trebuie să și mănânce, nu? Absolut. Evident că atunci când mergem singuri putem mânca liniștiți conserve, supe instant și așa mai departe, dar cred că un grătar este apreciat de orice pescar. Absolut. Și dacă punem un pic de pastramă de la Ozana și de Adana, Dumnezeule, Adana. Dumnezeule mare. Fantastic a fost. După cum bine știți, sunt locații care oferă grătar, tocmai da. Din acest motiv, dar sunt locații care nu oferă acest
acest beneficiu și ba mai mult te obligă atunci când îți faci grătar să ai grătar pe picioare, etc. Grătarul pe care îl folosesc eu, cel de la Ridge Monkey, este un grătar, este un device de fapt, da? extrem de versatil. De ce spun asta? Pentru că odată îți permite să faci, să gătești pe cărbune, pe lângă cărbune, el îi se mai poate adăuga un arzător și poți găti pe gaz. Pe gaz. Fantastic. Dar îți trebuie un plate care se cumpără separat și evident poate fi folosit pentru serile lungi în care stai în fața broliului, în fața cortului cu partenerul de pescuit la povești nemuritoare, să faci literalmente foc de întreținere, foc de încălzire, foc de veghe, foc de plăcere, pentru că până la urmă nu e așa, pescuitul este despre o plăcere. Despre asta e vorba. Despre asta, da. De asta venim pe malul lacului, să petrecem timp de calitate. Care e impresia ta până acum, plusuri și minusuri pe scurt, nu vreau să-i plictisim, este un grătar relativ scump, țineți minte lucrul ăsta, da. Nu ne ferim de el, vorbim de 7-800 de lei dacă nu mă înșel, așa cum îl vedeți, cu măsuță laterală, picioare metalice, el se pliază, nu? Se strânge. Se pliază, se face așa, este, nu știu, 7-8 cm, da? Are până în 2 kg ca și greutate, vine livrat într-o husă, este de inox. Din punctul meu de vedere este un produs care ar trebui să țină o viață, adică pescarul care își cumpără acest produs ar putea să-l lase liniștit moștenire copiilor care îi calcă pe urme. Da. Dar desigur sunt discuții și discuții. Foarte mulți o să prefere să-și facă grătar construit și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, asta este versatil pentru că poate înlocui cu succes orice aragaz. Atâta timp cât îi pui arzătorul cu plate-ul sau pur și simplu grătarul cu apărătoarea de arzător, poți încălzi, poți prăji și așa mai departe. Evident, alegerea este la fiecare cetățean în parte. Mi-ai spus că are totuși un minus. Hai să zicem, minus. Pentru că așa cum ai zis la început, nu facem, da, doar reclamă, zicem efectiv experiența unui user, unui utilizator. Are un minus, da? Un minus pe care l-am discutat chiar cu reprezentanții Ridge Monkey în România. Exact. Și anume, ca orice produs din lumea pescuitului, el se produce în depărtata China, în depărtatul Orient. Există un lot, evident, cu defecte la grosimea inoxului. Inoxul se deformează. Evident, cei de la Ridge Monkey, ca la problemele de la mașini, le retrag și le reînlocuiesc. Cei care au nimerit, efectiv, grătarele, produsul ăsta din badge-ul respectiv, pot scrie celor de la Ridge Monkey. Și vor fi înlocuite, da. Sigur, dar da. Practic s-a deformat. El este perfect funcțional, doar, da, că nu chiar este, și așa deformat. Doar că nu mai este estetic. Da. Dacă vreți să vorbim de funcționalitate, vreau să vă spun că inginerii de la Ridge Monkey se vede că asta este un produs gândit și testat foarte mulți ani. Acest produs funcționează practic cu o mână de cărbune. Cu o mână de cărbune. Am vrut să zic asta. Faci extrem, prăjești extrem, gătești. Gătești, da, foarte, da, foarte, foarte mult. Deci, în ciuda faptului că nu este foarte spațios și pare că nu ai putea să faci multă friptură pentru 3-4 persoane, dimpotrivă, o faci. De ce? Pentru că el este foarte generos aici, în adâncime. Sigur că da. Reține multă căldură, tot metalul, din materialul din care e făcut. Materialul radiază foarte multă căldură. Proprietățile termice sunt extrem, extrem de bine conservate în acest material. Practic, la o partidă de 4-5 zile, un pescar, dacă ar fi să fie un pescar, cum este el gândit, pentru un pescar, cu un sac de cărbune de 3 sau de 4 kg, își rezolvă partida fără niciun fel de problemă. Cătă noi aseară am fost 7. Cu tot musafirii de la Dome Gabor, să spunem că ne-au vizitat cei importatorii de la Dome Gabor aseară, da. Mă rog, Haldorado sau cum vrei, Team Feeder. Și am făcut un grătar. Și am făcut un grătar pentru 7 persoane. Am fost noi 4, Claudiu, eu, tu și cu Cristian Ciumpe și 3 invitați. Sigur, da? Că da. Și cu a rămas carne mai puțin, din același jar. Și cu mai puțin de jumătate de sac de cărbune. Sacul clasic cumpărat de la benzinărie, nu vă gândiți la vreo chestie specială.
Cu jarul rămas ne-am făcut și cald în fața cortului. Exact, da. Exact. Am mâncat tot un produs, este un produs pe care îl recomand, este un produs scump, într-adevăr, dar este un produs care merită cu vârf și îndesat. Pentru material, pentru transportabilitate, să spunem așa, pentru versatilitate, că ai spus că merge și pe gaz, sigur merge și cu plate-ul respectiv, sigur da? Că da? Sigur că da. Adică astea trebuie punctate, El poate găti de la ou poplită până la pâine prăjită, carne, etc. etc. Țineți cont ce a spus Cătă. Desigur, în gama lui există diverse accesorii care se pot cumpăra separat, cele din gama Gorillas, cred că le spune. Da. Niște prăjitoare pe care le folosești și îți gătești diverse lucruri. Este un produs care se vede că este un produs muncit de inginerii de la Ridge Monkey. Nu și-au bătut joc. Nu și-au bătut joc. Cătă, mulțumim mult. Hai să punem ceva pe el pentru că e păcat deja rosta. Am vorbit mult. Am vorbit mai mult decât mi-am propus eu. Hai să avem și puțină poftă. Mulțumim încă o dată Ozana pentru produsele de calitate pe care Ozana rulează. Dimineața pe cetariu sau pe cetariu, mă scuzați, pe cetariu. Mă aude Cristi și ne-a corectat cu pronunția acestui lac. Cam așa arată pontonul la primele ore. Este frig. Uitați cobra lăsată pe jos de un profesionist. Uitați. Da, cam așa arată. Cam atât de frig e. Așa cum vă spuneam, un pescuit cu adevărat de primăvară, de februarie, martie. Da, cred că se vede, cred că v-am convins. Ultima zi, luna încă e pe cer, m-am trezit și eu foarte devreme, soarele încă n-a răsărit și după peștele care a venit din nou la lansetele lui Claudiu de aici, scos de Cristi ieri, mă tentează să urc și eu mai sus, să văd dacă pot. Undeva la 111-112 metri, doar că pontonul lansat de pe ponton de aici este mai în față decât locul de unde pot eu să lansez de sus, de lângă cort, cu încă vreo 5 metri. Și să vedem dacă reușesc să ajung până acolo. Nefiind un lansator bun, eu am pescuit foarte mult într-o zonă unde m-am simțit confortabil, unde am ajuns cu racheta, unde am ajuns cu cobra. Am nădit la greu cu aceste două instrumente și am pescuit undeva în 85 de metri și sub patul de nadă și peste patul de nadă, dar în 85 de metri era patul de nadă. Astăzi, pără intercepție probabil, cu una sus și cu una rămân acolo pe patul de nadă. Hai să vedem ce ne rezervă ziua de azi, să fim harnici și Doamne ajută! Cătălin, Andril. Se duce mult pe asta peste băieți. O lansetă care a lansat-o de câte minute, Cătă? De cât e în apă? Cât? 5 minute. Undeva, deci ceva de genul. Doar că m-am dus mai sus. Exact. E ce trebuie. Da? Hai. Nu se pare nimic. Bun. Hai așa încet. Să pregătești și mici obolan. Ok.
Clau mă ajută cu eliberarea, că e echipat cu cizme. Așa cum am tot spus în tot episodul, apa e foarte scăzută și aici la mal trebuie să ai echipamentul cu tine. Ia, filmează puțin acolo frumusețea asta care m-a deranjat. Cum se zice, nu-l cântărim că nu pare a fi peste record. No. E doar o frumusețe de... Un pește frumos. Probabil peste 10, 12, 14. Peste. Să nu exagerăm. Hai mă că era greu, mă. Ca mutal. E gras, mă. Ah, super. Parcă cu alt chef începi ziua, nu? Ziua, da. Cum era vorba lui Adi? Și am început dimineața cu un drill. Exact așa. Trei vorbe de duh, Cătă, înainte de plecare. Trei vorbe de duh. 1, 2, 3. Zi! Ce-ți trece prin cap? Zi! Să mă las de pescuit, dar n-am să fac asta niciodată. Claudiu. Trei vorbe de duh înainte să plecăm. Sunt rupt de oboseală, abia aștept să ajung acasă. Uitam stalpastru, sunt jegos, sunt fai, dă-mă măliga mea. Vreau acasă! Da, dar ești îmbrăcat extraordinar de frumos, pace corda! Cristi, lasă vrăjeala, trei vorbe de duh înainte să plecăm. Mamă, abia aștept să mă întind într-o vană, apă fierbinte, să stau să mă relaxez și să mă regândesc la noua partidă care mă aștept. Pe Iannis. Să ne ții la curent cu poze. Și trei vorbe din partea Baltacului. Doamne, n-am scăpat de vânt nici acum, băieți. A fost chinuitor vântul, va trebui să strângem pe vânt. Sunt fericit pentru că m-am simțit extraordinar de bine cu băieții. Sunt fericit pentru că între acei pești puțini, unul a venit și la mine. Mai am și o partidă când mă mai alege soarta și pe mine. Chiar dacă mereu muncesc la fel de mult, nu mereu mi ies și mie pești în cale. Și de asta sunt fericit, că se putea mult mai bine întotdeauna și asta e viața. Vă pupăm încă o dată, drumuri bune, fire întinse, lacul Cetariu, over and out. Pa frumoasă, ne vedem în 5 zile. 3, 2, 1 și am șosete albe pe camuflaj. Vă place training-ul meu? Da, merge. Prea încet. Mai tare, da. Păi, merge? Merge. Noroc, Alexandru. Noroc, Sebastian. O dăm, o punem pe asta. Gheorghe, noroc. Să trăiești. Să trăiești, Georgian. Gheorghiță. Oameni buni, aseară, după... Din cauza liniștii, da, peștele ne-a lăsat să stăm de vorbă, am aflat că avem cu toții un al doilea nume. Și a ieșit o Caterin, că trebuia... Era frumos să fi filmat. Vreau să îi cunoașteți din nou pe Gheorghe, Alexandru, Georgian, am zis-o, dacă văd vreun comentariu cu Georgian, răutăcios, ceva, și Sebastian, da, deci doi mai norocoși, doi mai puțin norocoși, ca să vă zicem așa. La mulți ani, băieți, mă bucur să fiu aproape de voi. Am primit și eu o sticlă de pălincă de la prietenul nostru de aici din Oradea și ar trebui să o degustăm un pic. Aoleu. Bună de pus pe rană. Bună, bună, rău, nu așa. Să băgăm și în bag-uri. Da. Acum, știi? Ai văzut? Asta-i. Salut! Vă rog frumos, un pachetare cu alge, dacă se poate. Da. Se mulțumește. Castraveți pe oic și un gin se tonic. Se mulțumește și se rece. Servește. Rece. Rece. Transpirată. Exact. Udă. Exact. Mă, că eu sunt pe jumate mort și sunt la fel de rece ca și bă, degeaba. Își bate joc de tine o plătică? Pare a fi plătică, pare a fi o plecare de UPB. Ia uite-l, mă. După ce a ridicat Finuț, acum o lasă. Cristi e pregătit pe poziție.
Da? Calm, calm, calm și înțepă. Extraordinar, Cristi. Doamne, câtă școală, cât talent. Doamne, unde ai învățat să-i plătești așa? Domnul Cristi, de când manevrăm telefonul cu degetarul? Cu degetarul? De când mi-am spart folia de sticlă pe telefon. Am fost nevoit să nu uzez ecranul telefonului, să folosesc, am grijă să folosesc acest degetar din piele ultra, ultra fină. Demențial. Folosiți-l cu încredere. Mai multă reclamă, vă rugăm, mai multă reclamă. Și să mai... O să-l descoperiți. Puneți-l pe deget și nu o să vină să credeți câte lucruri puteți face cu acest degetar. Fără lacrimi nu există dor adevărat. După încheierea episodului nu ieșiți. Mai urmează faze funny. 300 lei se legănau pe o pânză de păiat. Gata.